Anchetatorii au până acum doar declarațiile copiilor care sunt minori și au între 12 și 14 ani. Aceștia ar fi spus povestea șocantă dascălilor care au alertat autoritățile. Ei au povestit că au urcat în podul locuinței într-o zi când mama lor nu era acasă pentru că au auzit zgomote neobișnuite. Acolo au văzut un lighean în care era corpul unui bebeluș acoperit cu haine. Peste câteva zile, atunci când au revenit în pod, ligheanul dispăruse și mai erau doar câteva pete de sânge. Directorul școlii din Jupân spune că familia este foarte retrasă, iar localnicii că femeia obișnuia să-și bată copiii. Dacă copiii știu și arată unul la sânuț și unul așa, dar ce mai neagă? Îi bătea dată mâna cu ziua să aducă mâncare. Dar cum să mânc eu copilul meu să eu să stau? Am alertat autoritățile, am vorbit și la primărie și la poliție, au venit, au discutat și dânsii cu copiii, s-au confirmat cele spuse nouă și apoi mai departe au plecat cu... Primarul comunei Jupânești este surprins că femeia ar fi putut face o asemenea faptă. Totuși, până la lămurirea întregii povești, cei trei copii minori ai familiei au fost încredințați protecției copiilor. Acasă a rămas doar fiica cea mare de 18 ani. Organele de poliție au adus trei copii din comuna Jupânești la noi. Avem acordul părinților pentru instituirea unei măsuri de protecție în regim de urgență, ceea ce am și făcut. Pot să vă spun că nu vine să cred. Privind persoana ca și om, ca femeie cum este ea, ea pare o femeie timidă, modestă, cu frică de Dumnezeu, mi-e greu să cred că ar fi putut să se întâmple așa ceva. Femeia a fost audiată de procurori, dar a negat că și-ar fi ucis pruncul. Oamenii legii au deschis un dosar penal în acest caz și cercetările continuă cu suspecta în stare de libertate.